Bine v-am regăsit! Versatil, un cuvânt care, în funcție de contextul în care este folosit, are mai multe conotații. Uneori poate însemna un spirit nehotărât și instabil sau, din contră, ne poate duce cu gândul la abilități multiple de comunicare sau manifestare ale unei persoane în mediul social sau profesional. În muzică, din punctul meu de vedere, doamnelor și domnilor, versatilitatea este o adevărată provocare. O provocare care nu necesită neapărat curaj, ci cunoștințe multiple în acest domeniu al artei. L-am invitat astăzi alături de noi pe domnul Alexandru Burcă, un artist care de foarte multe ori face un adevărat slalom printre genurile muzicale. Alexandru, te salut! Și eu mulțumim. Mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur, mulțumim că ți-ai făcut timp pentru a participa la acest interviu. Cu tot dragul, e o onoare. Știu că vii acum de la conservator. Da. Acolo unde ești profesor, ai pășit cel puțin astăzi pe tărâmul muzicii clasice. Da. Mai știu că de foarte multe ori, așa cum spuneam puțin mai înainte, activitatea ta muzicală nu se rezumă doar la muzica clasică și că prestația ta artistică este deosebit de apreciată de artiști care abordează diferite genuri muzicale. Just. Crezi că versatilitatea este o abilitate, să-i spunem, apreciată în lumea artistică? Cu siguranță. Cu siguranță. Versatilitatea cred că trebuie luată la pachet cu excelența. În momentul în care asociez cu nehotărârea despre care tu aminteai mai devreme, într-adevăr, cred că produce un fenomen de ușor dezechilibru. Altfel spus, în momentul în care te expui mai multor genuri muzicale, efortul pentru a înțelege esența și de a te apropia de fenomenul care a generat acea vibrație reprezintă un efort suplimentar. Și e minunat să te poți expune mai multor lumi. E o provocare pentru tine? Chiar și astăzi, după mulți ani în care fac asta, a rămas o provocare. Înveți din această provocare? Învăț în fiecare zi. Sigur, asta cu a fi profesor, a fi învățăcel și a fi învățător au la bază o rădăcină, învăța. Rădăcina asta zice, din punctul meu de vedere, cam așa. Eu când învăț de cineva, învăț eu la rândul meu. Fiecare întâlnire cu, îmi place să le zic, cu cenicii mei, dă sub semnul noutății. Fiecare copil are personalitatea lui, sufletul lui, nevoile lui, ziua lui bună sau rea, iar eu trebuie să fiu cea mai bună variantă a mea în ziua respectivă, în așa fel încât să înțeleg contextul în care se află el și cu ceva cunoștințe care au fost sădite în mine, să-l ajut pe el să crească. E un win-win. Eu îl ajut pe el, el mă ajută pe mine, învățăm amândoi, toată lumea e fericită. Descoperiți amândoi? Excelent, da. Asta e. Chiar în muzică, posibil să fie cel mai bun termen. Descoperire. Pentru că trebuie să fii descoperit, total descoperit în momentul în care te expui muzicii. Să poți intra cu adevărat în nucleul ei. Să-ți deschizi sufletul. Exact. Și mintea. Sunt artiști, sunt muzicieni care se specializează în anumite genuri muzicale, după cum bine știi. Sunt avantaje sau dezavantaje acestor două căi care sunt complementare? Versatilitate vis-a-vis specializare. Am spus mai devreme de asocierea versatilității cu excelența. Cred că parcursul este puțin mai lung în momentul în care încerci să crești mai multe lucruri deodată. Cred că e mai greu. În momentul în care te axezi pe un singur fascicul, să spunem, viteza de la punctul A în care începi să studiezi până la punctul B în care concretizezi proiectul sau îți definitivezi un cumul de studii, e mai mic timpul. A te specializa într-un anumit gen de muzică e cel mai bun lucru pe care îl poți face ca artist. Un mare muzician român vorbea despre perioada de încărcare. Să spunem, avea de pregătit o simfonie de
Brahms, un requiem german, că tot se apropie Sfintele Sărbători, și el spunea că înainte să se apuce de partitura respectivă, are nevoie să trăiască, să citească, să cunoască tot ce trăia spiritul și mintea creatorului din momentul respectiv, pentru a putea interpreta și reda cât mai aproape de adevăr conținutul esențial al lucrării. Asta intră cu siguranță pe un filon al aprofundării și al specializării. Cred că îți place să descoperi. Sigur. Se vede din felul în care răspund la întrebări. Știu că te-ai născut într-o familie de muzicieni. Da. Ți-a fost de ajutor acest lucru? Ai avut modele pe părinții tăi? Oh, da. Da, da. Sunt un mare norocos. M-am născut într-o familie de muzicieni, deja la a patra generație cu mine, a cincea cu prințesele mele, cele două mici. Mici, foarte mici. Care fac muzică, fac pian și iubesc muzica. E un lucru minunat. Să revin la familia mea. Mama, profesoară de pian, muzică clasică. Tatăl meu, trompetist, foarte bun, muzică clasică, plus jazz, un împătimit al jazzului. Întreaga conjunctură, să spunem, a anilor copilăriei mele, orașul meu natal nu avea posibilitatea să ajute artiștii autohtoni, să spunem, motiv pentru care tatăl meu a fost nevoit să recurgă la a pleca în afara țării. Șansă, într-un fel, neșansă în alt fel, dar cel mai frumos lucru pe care l-a trăit el a fost că s-a suit pe aceeași scenă cu nume gen Gloria Gaynor, Jennifer Rush, cu artiști foarte mari cu care a cântat, s-a bucurat. Deci am spus șansă și neșansă. Din punct de vedere profesional a fost un regal, dar nouă ne era tare dor de el acasă. Convins. Da. Acum când mă gândesc la mine, mă gândesc ca la o plămădeală în care au fost puse foarte multe ingrediente. Bunicul meu, fie în lumină, m-a învățat ce înseamnă vioara pentru prima oară, m-a învățat ce înseamnă romanța. El m-a expus prima oară Ioanei Radu și am cunoscut toată muzica interbelică. Era îndrăgostit pur și simplu de tot ce înseamnă viața românilor din perioada interbelică. Mama cu vinilurile marilor maestri de la Dinu Lipati, Richter, Horowitz, adormeam pe Rachmaninov 2, an la rând am adormit. E o înregistrare celebră cu Richter, cu acest concert de pian. Iar tata cu fuziunea de jazz, cu Irakiri, cu Arturo Sandoval, cu Cicoria. Ei au pus acolo ingrediente, au început să le amestece, le-au tot amestecat și peste ani m-am trezit în cadrul unei facultăți unde studiam muzica clasică, dar în același timp foarte, foarte atras și de libertatea pe care ți-o oferă fenomenul jazzului. Nu sunt un jazzist sau un interpret de jazz, dar iubesc foarte mult fenomenul. Modul în care îți antrenezi mintea pentru o virtuozitate a ideilor. E o muzică în care prezentul trebuie să fie extrem de bine antrenat. Și unde totul decurge extrem de rapid. Extrem de rapid, da. De asta trebuie să fii mai mereu pe fază. Da, treaz, trebuie să fii treaz. Înseamnă că ai fost un norocos. Sunt. Ești. Sunt. Un norocos. Slavă Domnului, sunt. Știu că și sora ta face muzică. Cântați împreună? Da, cântăm împreună. Mai puțin în ultima perioadă. Tot contextul mapamondului este unul ușor nefericit pentru artiști, dar până să vină această pandemie, care va trece foarte repede, curând și totul va fi minunat. Sper. Da. Îmi doresc. Cântam foarte des, am dezvoltat proiecte foarte frumoase alături de ea. Povestea ei sună cam așa. S-a născut în aceeași familie, deci e o norocoasă și ea. A urmat studiul pianului cu mama. Ulterior s-a îndrăgostit de arta teatrală, a făcut actorie și astăzi este doctor stomatolog. Da, e doctor stomatolog pediatru. Păi de ce? Îi place foarte mult, a simțit chemarea. Și în momentul în care a simțit chemarea, chiar am stat de vorbă cu ea în perioada respectivă și mi-a zis, cred că asta vreau să fac. Era într-o vară și au venit niște americani la noi în Brăila și făceau niște tabere
doctori stomatologi americani care făceau un soi de practică și era o situație în care ei învățau, doctorii își făceau mâna și copiii cu nevoi primeau asistență medicală specializată. Surioara mea s-a dus și a făcut voluntariat acolo, a ajutat doctorii, ia să vedem cum se fac lucrurile, și s-a îndrăgostit de meseria asta. Eu cred că e ok dacă îți găsești drumul. Știu că Lazar Berman zicea următorul lucru. E în regulă dacă faci carieră în muzică, dar dacă nu faci, să nu-ți pară rău. Oricum rămâi cu muzica pe care ai ascultat-o, care îți place, care te îmbogățește. Așa că cred că este în regulă dacă sora ta nu face muzică, cu siguranță a rămas cu muzica. Sigur. Și, mă rog, face stomatologie și a găsit drumul. Da. Spuneai la un moment dat, într-un interviu, că nu talentul este primordial în muzică. Ce este? Foarte ce interesant. Contează cel mai mult? Aceasta este o discuție pe care am avut-o de curând cu tatăl meu. Părerea mea, umila mea părere, este că este necesar să ai niște date native, niște aptitudini cu care te naști. Niște talanți. Exact, minunat. Dar nu sunt de ajuns. Că tot ai iterat pilda talanților, nu e de ajuns. Nu e de ajuns. Muncă. Munca e răspunsul aproape pentru orice. Corect. Cu cât ai mai mult, cu atât responsabilitatea e mai mare. Și cred că ți-am răspuns. Cu cât te apropii de performanță, îți dai seama că mai ai foarte multe de învățat. Sigur. Așa este? Da. Cel puțin eu asta simt. Nu mai știu ce mare învățat spunea că în apropierea sfârșitului, zice, din ce citesc, din ce îmi dau seama că sunt, să folosesc cuvântul ăla, prost. Un mare învățat, da. Și a permis, s-a răsfățat, în fine, a vorbit mai colorat. La fel și în domeniul ăsta. Îl voi cita pe Casals. Violoncelist. Da. Marele violoncelist. Marele. Spre a patra tinerețe întrebat, maestre, dar de ce mai studiați? Iar el cu o vitalitate și cu o tinerețe zice, pentru că mai am de învățat. Da, Pablo Casals a cântat, dacă nu mă înșel, până la o vârstă foarte înaintată. Foarte înaintată, da. Da, sunt filmări cu el, sunt înregistrări cu el cântând la o vârstă înaintată. Erau, cred că, alte date. Marea majoritate a instrumentiștilor, cel puțin, aveau o viață profesională foarte lungă. Foarte lungă. Avem înregistrări cu Rubinstein când avea, nu știu, o vârstă respectabilă. La fel cu Horowitz. Toți au avut cariere lungi, 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 lungi. Asta înseamnă că au învățat tot timpul. Au da. Fost proprii lor profesori și da. Învățăcei tot timpul. Învățăcei perpetu. Da. Cum definești performanța în muzică? Că tot am vorbit de Casals, de Rubinstein, de Horowitz. La fel. Avem un vas, punem în el lucruri. La început punem picăturile primite la naștere, la cei talanți. După care punem multă, multă muncă și ușor, ușor, odată cu maturitatea, când începem să ne dăm seama și cine suntem și ce vrem, se naște focul pasiunii și realizăm chemarea. Performanța în muzică are legătură cu virtuozitatea? Performanța în muzică are legătură cu virtuozitatea. Dar nu e numai virtuozitatea. Nu e numai virtuozitatea. Virtuozitatea ține, sau putem trata virtuozitatea din două puncte de vedere. O virtuozitate a minții și o virtuozitate a atletului, a corpului. A fi instrumentist, cel puțin, îmbină două lumi care aparent sunt paralele. O lume a atletului, care presupune o antrenare continuă, în cazul meu, tot ce înseamnă aparat pianistic, de la vârful degetelor până la spate, inclusiv. Dacă ne uităm la mari pianiști, în momentul în care au un pasaj mai solicitant, cântă
implicând musculatura picioarelor, adică anvergura e uriașă. Și o virtuozitate a minții. Această virtuozitate a minții se câștigă analizând, cunoscând, abordând studii teoretice, de sinteză, semiotice, stilistice, estetice și așa mai departe. Ele, la un moment dat, intră în congruență și generează, cum să-i spunem, virtuozitatea artistică, îmbinând atletul cu intelectualul. Asta fac performerii în muzică? Da. Cu siguranță asta fac. Sunt oameni care se înconjoară de muzică, fac baie de muzică în continuu. Am avut șansa să cunosc în viață câțiva mari artiști, uriași, care spuneau că cel mai important lucru este să fii prieten cu muzica. Și eu, foarte curios, am întrebat, cum adică? Zice, dimineața când te trezești, să te gândești la muzică. Și iar seara, înainte să te culci, ultimul lucru pe care l-ai în cap să fie muzica. Acum putem face o paralelă la un film, Enigma. Film care prezintă viața marelui pianist Sviatoslav Richter. E o oarecare anecdotă acolo. Cameramanul ia un cadru cu maestrul Richter. Maestre, cam cât studiați pe zi? Iar el, timid, zice, 2-3 ore. Cadrul se mută pe soția maestrului. Sărut mâinile. Cam cât studiază maestrul? 12, 13, înainte de concert, 16. Da, muzică. În momentul în care te dedici și te împrietenești cu ea, ea va fi mereu alături de tine. Un alt mare muzician, nu mai amintesc numele, zicea că singurul, sună trist, dar probabil e adevărat, că singurul lucru care nu l-a trădat este muzica. Muzica e prietenul cel mai bun. Da. Era prietenul cel mai bun al lui. Da. Știu că ai cântat cu unul dintre cei mai apreciați artiști, muzicieni români. N-am să le spun numele pentru că mi-e teamă să nu uit vreo unul și n-ar fi frumos din partea mea. Artiștii făcând parte din absolut toate genurile muzicale. Unde te simți mai comod? Cântând muzică clasică? Cântând un alt gen muzical? Mă gândesc la comoditate și fac apel la chimie. Cred că cel mai comod te simți acolo unde ți-e bine. Iar sentimentul de bine, cred că ține și de o intimitate. Această intimitate eu am simțit-o și o simt cel mai bine în cântatul 1 la 1, în formula de duo. Iubesc să cânt lead. Cred că e cea mai intimă și cea mai elevată, rafinată și fină formă de comuniune între doi oameni. Și la fel mă simt foarte bine în momentul în care sunt pe scenă. Te-ai întrebat vreodată de ce faci muzică și de ce vrei să faci în continuare acest lucru? Întrebarea asta a venit destul de târziu. A venit destul de târziu în momentul în care am citit o carte despre modul în care erau admiși studenții la clasa doamnei Nadia Boulanger. Prima întrebare era următoarea. Poți trăi fără muzică? Dacă răspunsul era negativ, făceai cale întoarsă și te întorceai acasă. Dacă răspunsul era pozitiv, dacă poți trăi fără muzică, înseamnă că nu ai ce căuta aici. Dacă nu poți trăi fără muzică, primeai o ușă deschisă și te integrai. Ăla a fost un moment de declic pentru mine. Dar eu oare pot trăi fără muzică? Viața mea fără muzică? Ți-ai pus oare întrebarea asta, nu? Da, în secunda următoare. Și am realizat că tot ceea ce însemn eu e legat de muzică. Absolut tot. De dimineață de când mă trezesc până a doua zi dimineață când mă trezesc, numai muzică. Că sunt la teatrul de operetă unde sunt angajat sau dacă sunt la conservator sau la repetiții sau totul se învârte în jurul muzicii. Inclusiv glumele noastre sunt puternic înrădăcinate în universul muzical. Dacă nu ai face muzică, ai fi mai sărac spiritual. Cred că da. Mi-e foarte greu să-mi imaginez. Dar știu ce mi-ar fi plăcut să fac dacă nu aș fi fost muzician. Mi-ar fi plăcut să sculptez în lemn. De ce? Nu știu. Simt această chemare și la un moment dat o să mă apuc. Cu siguranță voi face. Mă cheamă. Sunt atras. De, în special de, da,
de lucrătura minusculă, de filigran, de, este un univers aparte. Da, cu siguranță. Exprimă foarte multe sculptura. Da, da, da. Ce face un artist acum în pandemie? Pandemia, cred că reprezintă o chemare la esență, dacă e să ne referim la ea, cât se poate de benefic. Artistul are șansa să se întoarcă la propriile nevoi, la propria lui ființă, la ce are nevoie spiritul lui de fapt. E o perioadă de autocunoaștere fabuloasă, datorită timpului pe care cu siguranță nu l-am avut înainte. O perioadă în care dacă investim în propria asceză și ridicare, va fi foarte bine. Cânti în această perioadă? Sigur. Cânt. Unde se desfășoară concertele, recitalurile, ieșirile muzicale? Mediul online, presupun foarte mult. Da, da, da. M-am bucurat de câteva invitații, e adevărat mult mai puține decât erau în trecut. Totul s-a desfășurat online, în diverse spații foarte strict organizate, cu măsuri de protecție, cu dezinfectat, cu distanțare. E o formă de adaptare. Mulți o blamează, dar cred că e important să rămânem în fața oamenilor. E important ca lumea să-și aducă aminte că are nevoie de frumos, că are nevoie de să aibă sufletul mângâiat. Nu știu, e foarte important. E vital. Da, e important să continuăm. Exact. Să arătăm frumusețea artei, da, a muzicii și să nu batem pasul pe loc. Alexandru, mulțumesc tare frumos pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Îți urăm mult succes la studiu, în tot ceea ce faci și te mai așteptăm aici la noi. Mulțumesc tare mult de invitație și să ne revedem mulți ani de acum înainte. Să da, domnule, așa să se întâmple.